legea 16, care e articolul 7.1 din fosta lege care s-a abrogat 3.3.4, spune că personalul angajaților se încadrează, care sunt detașați transnațional pentru prestări de servicii efectiv pentru transport, nu vorbim de alte situații, se încadrează pe dispozițiile legii 43 și au drepturile de la 44, adică acea indemnizație și cheltuieli de cazare, masă, generație de delegare. Deci eu, ca jurist, înțeleg această chestiune nu pe faptul că detașarea transnațională ar urma să avem doar cele 60 de zile, ci pe faptul că îi asimilez cu niște persoane plecate în delegație și pe care sunt obligați să le dau niște drepturi. Și poate mai târziu putem să discutăm pe codul muncii ce drepturi trebuie să le dau. Și faptul că articolul 11 din codul muncii spune că nu pot să le dau drepturi sub nivelul legal, adică 44.2 care ce trebuie să le dau indemnitate de delegare, și articolul 25 care spune că pentru personalul cu clauză de mobilitate trebuie să le dau niște drepturi în plus. Ori eu am un contract acolo, o clauză unde spun că activitatea se va desfășura la sediul firmei sau la, într-un alt punct organizat de societate sau în cabina camionului. Pentru că o altă directivă îmi spune că postul de lucru poate să fie acolo, la sediul societății, sau chiar în cabina camionului. Deci, în opinia mea, acest articol face trimitere la codul muncii doar prin asimilare. Și acum, ca să nu vă mai țin în, să zic așa, într-un presupus stres, vă spun și o să-mi permit să citesc efectiv pasajul din, e o sentință a Tribunalului Harghita, care spune în felul următor. Atât timp cât angajații reclamantei, adică clientului, prestează servicii de șofer în transport internațional de marfă, le sunt aplicabile articolul 9 din legea 17, potrivit căreia lor li se aplică articolul 44.2 din Codul Muncii, ceea ce duce la concluzia că prevederile articolului 44 din Codul Muncii, care limitează durata delegării la 60 de zile pe an, nu sunt aplicabile în această materie. Ceea ce este logic, având în vedere că prin natura profesiei de șofer de transport internațional de marfă, lucrează în cea mai mare parte de timp în afara țării. Dacă îmi permiteți să intervin în cea scuze, puțin, aceeași... Andreea, numai puțin. Scuze. Mai am pe masă aici, dar nu mișc camera, că mai am o grămadă de spete din dosare în care am participat, dar mi se pare că judecătorul de la Harghita a venit și a pus punctul pe ei. Trebuie să stea 60 de zile? Pentru că aici intervenim pe dreptul, libertatea de a-și presta șoferul munca în mod liber, în condițiile în care ar trebui să-l tot detașez 60 de zile. Și atunci și firmele au luat, dacă doamna Nițu ne mai aude, au luat diverse decizii prin care au zis unii, dăm o decizie după 60 de zile că îi mai delegăm. Decizia e un act unilateral. Ori e un act unilateral al meu ca angajat și îi dispun, du-te acolo și conduc camionul, și unii au dat decizie în sensul în care au zis, dăm decizie și la final angajatul este de acord să meargă acolo. Păi decizia nu e unilaterală. Când zic că s-a angajat, deja e un act bilateral. Și cred că Adrian confirmă chestia. Da, alte societăți au făcut acte adiționale la contract prin care au spus, vă schimbăm locul de muncă de acolo acolo. Dar nimeni nu s-a uitat în codul muncii să vadă că doar la detașare, care e altceva față de delegare, se are loc o schimbare a locului de muncă. Deci, ca atare, trebuie să facă aceste chestiuni sau nu trebuie? Răspunsul meu este nu. Pentru că altfel tindem să încărcăm nejustificat activitatea administrativă a transportatorilor. Mulțumesc. Aveam, Marlena, ce scuze, se confirmă la Curtea de Apel la București în 18 decembrie, dosarul Vimatra, exact aceeași motivare există ca și în dosarul prezentat de domnul avocat de la Harghita. Exact aceeași motivare. Da, așa este. Plus decizia Curții Europene de Justiție, da, pe care practic o respectă și instanța de la București.